În alta curte de casație și justiție a condamnat definitiv la închisoare pe cei patru inculpați, Dorin Cocoș, Gabriel Sandu, Gheorghe Ștefan și Nicolae Dumitru, în dosarul Microsoft. Aceștia au primit pedepse mai mari decât în prima instanță. Gheorghe Ștefan, zis Penalty, a primit cea mai grea sentință de 6 ani de închisoare. Cei patru inculpați din dosarul Microsoft în care sunt acuzați că au încasat comisioane pentru derularea contractelor pentru licențele Microsoft și-au recunoscut încă o dată vinovăția în fața magistraților Curții Supreme, care au dat luni sentințele finale. Toți patru au primit pedepse mai mari decât cele dispuse în prima instanță, iar sentința este definitivă. Magistrații l-au găsit vinovat pe omul de afaceri Dorin Cocoș pentru trafic de influență și spălare de bani și l-au condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare. La ultimul termen al procesului, Dorin Cocoș le-a spus magistraților: regret din tot sufletul faptele pe care le-am făcut. Nu îmi doresc decât să fiu un om normal. Sigur nu o să mai fac acest lucru. Am greșit. Nu am vrut să fac niciodată lucruri de felul acesta. Îmi doresc doar să mă îndrept ca un bun român ce sunt. La rândul său, omul de afaceri Nicolae Dumitru a fost condamnat de judecător la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare în dosarul Microsoft. Inițial, avocatul său le ceruse judecătorilor dispunerea unei pedepse cu suspendare. Fostul ministru al comunicațiilor în perioada 2008-2010, Gabriel Sandu, a fost condamnat la 3 ani cu executare și avocatul său a cerut instanței achitarea sau condamnarea la închisoare cu suspendarea acestuia. Cea mai mare pedeapsă a primit-o fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, 6 ani de închisoare cu executare. Magistrații l-au găsit vinovat pentru luare de mită și spălare de bani, dar având în vedere că are peste 60 de ani, Gheorghe Ștefan va beneficia de o reducere a pedepsei la jumătate, adică va executa cel mult 3 ani de închisoare. Acesta le-a spus magistraților: mă consider vinovat și merit o pedeapsă. Cu mâna pe Biblie jur că nu am pretins și nu am luat din afacerea Microsoft niciun cent. Niciun cent nu a ajuns la mine. Sunt vinovat pentru că am exercitat influența asupra lui Gabriel Sandu. Regret. Vreau să colaborez în continuare să stabilim unde au ajuns sumele de bani. Totodată, în alta curte a decis că cei patru inculpați trebuie să plătească statului 16 milioane de euro și peste 2 milioane de dolari. Dorin Cocoș trebuie să plătească statului 9 milioane de euro, în timp ce instanța a dispus ca Nicolae Dumitru să plătească statului peste 2 milioane de dolari și 1 milion de euro. Fostul primar din Piatra Neamț trebuie să înapoieze statului 4 milioane de euro, iar Gabriel Sandu 2 milioane de euro.